Te salut, dragă trader, și bine ai revenit pe canalul meu. Pentru cei care sunt noi, sunt Mihai de la iTrade Hub și, bineînțeles, o să-ți fac cele două anunțuri super rapid. Anunțuri pe care ceilalți, bineînțeles, le cunosc, dar o fac pentru tine. Unu, nu este un sfat de tranzacționare și doi, acest videoclip și această înregistrare nu este un sfat de tranzacționare și doi, țineți cont întotdeauna de analiza fundamentală în momentul în care luați o decizie de a pune un ordin în piață. Așa, astea fiind zise, așa stând lucrurile, vreau să spun, haideți să trecem la analiza de astăzi. Este o analiză și un plan de tranzacționare pe euro-dolar. Plec de la graficul de pe daily. Am repus o linie de trend pe care am șters-o la analiza trecută. O să las link în descriere cu ultima analiză euro-dolar, în care văzusem că această linie de trend a fost străpunsă, a fost testată și aveam un pattern de trend ascendent cu maxime în creștere și minime în creștere. Ce spuneam că avem o linie de rezistență foarte importantă la 1.093, linie care a fost străpunsă și aici e foarte interesant să vedem și cum a fost străpunsă și în momentul de față avem această mișcare corectivă, zic eu corectivă, însă analiza ar putea să ne dezvăluie și alte lucruri, plus cât o să continue această mișcare, cum putem să profităm de pe urma ei și când să intrăm într-o tranzacție în minutele următoare. Înainte de a începe analiza și, bineînțeles, înainte de a șterge această linie de trend pe care am șters-o de data trecută, dar acum am repus-o, vreau să mergem pe timeframe-ul weekly și ce vreau să vă arăt, pentru că este foarte, foarte important, este că avem două indicii extrem, extrem de importante de la care vreau să plec în analiza de astăzi. Aceste două argumente super importante mă vor ghida pentru a găsi intrări și a deschide ordine în piață pentru perioada următoare. În primul și în primul rând, între aceste două maxime am o divergență ascunsă bearish, da? Deci, care ne indică o probabilitate foarte mare ca prețul să scadă. Un argument în plus este că între aceste două minime am o convergență care îmi dă o probabilitate și mai mare că trendul tendent, care este acesta, se va continua. Deci, divergență ascunsă bearish și convergență pe minime, prin urmare, trendul descendent o să se continue. Acum, revenind la timeframe-ul nostru de o zi, lăsând la o parte tranzacțiile care sunt deja deschise, una de mult care a adunat swap pozitiv, am făcut carry trading, iar cealaltă deschisă în zona aceasta anticipativ, o să vi-l arăt de îndată. Eu așteptam cel puțin o corecție care să îmi dea o intrare cât mai potrivită pentru această mișcare. Însă această corecție nu a venit și, după cum bine vedem, acest trend care a fost, acum chiar pot să-l șterg pentru că ați văzut despre ce a fost vorba. Deci chiar dacă acest trend a fost răpuns și s-a creat un pattern și un trend ascendent, eu mă aștept ca acest, să zic, trend ascendent, de fapt, să fie corecția acestui impuls, deci trendul să fie descendent și aici să am, să zic, o corecție care s-a terminat în această zonă și de aici urmează un nou impuls.
Cam asta ar fi teoria mea. Acum, ce v-am arătat pe weekly se întâmplă într-un termen sau într-un timp foarte, foarte lung. Acum, pe daily, avem în dezvoltare o divergență ascunsă, dar de data aceasta este bullish. Da? Deci, această divergență îmi spune că va mai urma o mișcare ascendentă. Este exact mișcarea de care vă spuneam și care eu personal o așteptam ca să găsesc o intrare potrivită. Nu am mai filmat și nu am mai înregistrat, să zic, atunci când am deschis o tranzacție anticipativă de vânzare din acest punct. M-am spus că această mișcare este, pardon, această tranzacție din această zonă este deschisă undeva de aici. Deci a trecut foarte mult timp, a fost și pe minus, acum este iarăși pe plus și am spus că vă arăt. De ce? Pentru că uitați-o. Deci am această tranzacție de 0,02 care este aceasta și care a adunat 37 de dolari în swap. Deci este foarte, foarte veche. Cealaltă nu a apucat să strângă atât de mult swap. Cea anticipativă deschisă de curând. Bun, să revenim. Care ar fi planul de tranzacționare? În primul și în primul rând ar trebui să ne concentrăm pe această divergență ascunsă bullish cu această mișcare. Deci aștept totuși ca după acest impuls să urmeze. De ce mă aștept acum și de ce am făcut, să zic, această înregistrare acum? Pentru că dacă ne uităm și trasăm un Fibonacci, de data asta impulsul fiind considerat acesta, totuși, observăm că prețul este în 38 cu 2 Fibonacci. Deci mă aștept ca de aici să văd o simplă corecție sub o formă, fie în două valuri, fie lateral, nu are importanță. Dacă ne uităm puțin mai atent și vedem în această zonă, am avut așa o tendință de corecție, dar cel mai bine acest lucru se vede pe H4. Haideți să ne mutăm pe H4. În care prețul a respins din 23 cu 6 Fibonacci. Eu mă așteptam să se întâmple lucrurile cu totul diferit, această corecție să fie puțin mai mare și să găsesc o intrare potrivită. Eu am intrat aici pe această mișcare în mod anticipativ și puteam să las un stop loss foarte mare, dar oricum observați că tranzacția mea de vânzare nu are stop loss și nici take profit. Bun, revenind, până unde ar putea să meargă această mișcare? Eu consider, pe baza analizei făcute pe weekly, că putem să atingem acest minim de la 1.04. Bineînțeles că un target care ar putea să fie atins mult mai repede, bineînțeles că mult mai repede, este 1.063. Rezistența de la 1.093 a fost străpunsă, eu am intrat exact după 1.093. De ce? Pentru că aici străpungerea acestei rezistențe de la 1.093 a fost o străpungere falsă. De ce? Pentru că avem o divergență simplă bearish formată pe aceste două maxime. Bun, acum, ce este de făcut? Practic, orice mișcare ascendentă este o oportunitate de a deschide un ordin de vânzare. Deci, bias-ul este de sell. Nu mă aștept ca această corecție să mai atingă zona de la 1.093, deci această rezistență. Dacă o va face, atunci
scenariul de vânzare este pus sub semnul întrebării. Puteți să trasați și aici un Fibonacci și să vedeți care ar fi zonele importante, da, în care ar putea să vină această corecție, pentru că de data aceasta corect ar fi, să spunem, în felul următor: avem aici acest impuls și observăm că 61 cu 8 Fibonacci este în rezistența la 1.093. O să spuneți, dar putea să vină corecția și până 78 cu 6, unde am acest maxim, da, dar deja, să zic, scenariul de vânzare mie mi se pare că intră într-o zonă cu o probabilitate mai scăzută. E adevărat că vom avea un raport risk-profit foarte bun, fiindcă din această zonă avem un stop-loss mai mic, stop-loss-ul în acest caz fiind maximul de la 1.10038. Deci acest maxim. Nu stau să citesc valorile în acest moment. Deci aceasta ar fi zona pe care eu mă aștept ca prețul să o atingă într-o corecție bazată și pe divergența ascunsă bullish de pe daily pe care v-am arătat-o, însă prețul nu trebuie neapărat să facă aceste lucruri, poate să corecteze și mai puțin, observați acest lucru și de aici iarăși să-și reia mișcarea descendentă. Deci vedeți că până acum am avut numai corecții foarte, foarte, foarte mici. De asta să zic, mă gândesc că după această mișcare poate o corecție puțin mai mare ar putea să vină și să ne lase să găsim intrări cât mai potrivite în care să avem un risc raport profit cât mai bun. Deci cam acesta ar fi planul de tranzacționare și analiza pe euro-dolar. Tranzacțiile de sell sunt cele pe care le caut. Orice mișcare ascendentă este o oportunitate de a deschide ordine de sell. Ca să mă repet, bineînțeles. Și tot așa, ca să mă repet, ca de obicei, vă urez tranzacții fericite.